Locuitorii din două comune din țara Făgărașului se pot vaccina la ei în sat. Caravana mobilă va ajunge în comuna Hârseni. Anunțul a fost postat pe pagina de socializare de către reprezentanții primăriei Hârseni. Așadar, în data de 12 iulie, echipa se va afla la Hârseni, la Căminul Cultural, în intervalul orar 10-15 și la Copăcel, la Căminul Cultural, în intervalul orar 15-18. În data de 13 iulie, cetățenii din Sebeș se vor putea vaccina în intervalul orar 10-13 la Căminul Cultural, cei din Măliniș la Grădiniță în intervalul orar 13-15 și cei din Mărgineni în intervalul orar 15-18 la Căminul Cultural din sat, potrivit primarului comunei Daniel Dâmboiu. Pentru vaccinare în perioada 12-7 și 13-7 va veni o echipă mobilă de la Victoria, în localitate. Am pus la dispoziție dispensarul din Hârseni, căminul din Mărgineni, din Sebeș, din Copăcel. Vor să se vaccineze, unii s-au vaccinat, unii nu vor. Acum noi așteptăm. Vaccinarea se va efectua cu serurile produse de Pfizer Biotech și Johnson & Johnson. Caravana mobilă de vaccinare ajunge și în comună în zilele de 17 și 18 iulie. Cetățenii comunei au astfel posibilitatea să se vaccineze gratuit împotriva COVID-19 la Căminul Cultural din Comuna de Jos, potrivit primarului Viorel Grusea. Vor fi folosite vaccinurile Pfizer și Johnson & Johnson.